Chiar așa, bunicul nostru poate fi mentorul oricui. Iar atunci când vine vorba de familie mare și copii, nimeni nu e mai bun ca el. Pe cine așteptați? Pe cine? Pe tati? Da. Și unde e? Aici. Aici, tati. Hello. Hai să venim și tati. Ce faci? Mă numesc Oprișelis, sunt din Mangalia. Și eu sunt George Călin, tot din Mangalia. Și împreună suntem o familie de cântăreți. El este micuțul Albert, are 2 ani și e susținătorul nostru cel mai mare. Noroc, iubitule. Noroc. Asta. Așa, da. Ce diferență de vârstă între voi? De ce am 21 de ani? Eu nu m-am gândit niciodată câți ani am. E fără vârstă. Da. 39. Mulțumesc. Deci, 18 ani. Copilul rămâne cu noi, credeți? Sau? Poate să cânte și cu noi. Cu noi împreună, da? Și cu noi. Poți să spun eu? Da, te rog, te rog. Ok, era o petrecere, el se ocupa cu partea de entertainment, iar eu eram invitată să cânt două piese. Eu am fost fascinată de cum cântă el. A fost dragoste la prima vedere. Chiar, de ce am? Eu sau tu? Hai, spune. Prima dată am venit eu la X Factor, stând la audiții, l-am convins să participăm împreună, pentru că mă ajută și îmi dă curaj pe scenă. Asta da! Vai! Bună seara, bebe! Bună! Bună! Sunteți un grup? Sunteți un grup și o familie, presupun, minunată. O familie, da. Cum se numește? Cel mic, cum te cheamă, mami? Ave. Albert. Cum te cheamă? Abe. Cum te cheamă? Abe. Cum te cheamă? Abe. Abe. Câți ani ai? Doi. Doi? Doi? Doi. Doi? Doi. Și cum te cheamă? Abe. Facem o melodie. El cântă? Dacă nu cântă, îl țin eu în brațe, mă ofer să-l țin în brațe. Mergem la fetiță? Da. Hai. La fetița cu turbanul. Hopla! Asta e primul test la X Factor, trecerea pârleazului. De ce, Abe? Hai să-ți arăt ceva. Hai să-ți arăt ceva, fii atent. Hai să-ți arăt curbanul, Delia. Ai, Albert, te trebuie. Doamne și domnilor, bine ați venit la TikTok. Te cântă mami frumos, Abe. Ne bucurăm că au făcut copilul să plângă, singură. Vi se cânt cu mami? Cânt cu mama? Cânt cu mami? Hai să cântăm. Abe, era drăguț, adică m-am găsit. Dacă n-aveai turbanul ăla, copilul s-ar fi bucurat, ar fi râs cu noi. Așa ce ai făcut? Turbaniada. Copilul a venit, a plâns și s-a întors înapoi. De el a plâns. De tine? Scoate dracu turbanul ăla din cap. Cum vă numiți? George și Lisa și ne căutăm un nume. Abe, vă spun eu, ăsta e. Da. Okay. Abe. Albert, începem? Da. Perfect. Doamnelor și domnilor, formația Lisa și George și Albert.